Bine, și bine v-am regăsit la un nou episod din Voyager 4. Această mașinuță este un BMW X5. Poți să testăm și un Mercedes. Haideți să vedem cât prinde la oră și cum se conduce. Să dați și mai acolo un like și un subscribe și o să mai fac multe filmulețe, deci da. Haideți să începem. Prinde viteza, a prins, acum cred că a prins 3000 la oră, 2500 la oră. După această mașină o să testăm și un Mercedes, care tot așa. Acel Mercedes ne apare. Această mașină prinde foarte bine. Acum să vedem aceasta este. E frumoasă. Și jocul acesta este foarte tare. Să vi-l instalați și voi dacă vreți. Deci arată aici pe undeva. Acum am prins. Dar și face drifturile bine. Acum am prins 100 și ceva la oră. Da, m-am bușit și aș mai dă și asta. Că nu pot să-l întornez. Dar le face pe drifturi. Și acela BMW prinde mai mare viteza, că comparație între Mercedes și BMW prinde mai. Mașina face drifturile foarte bine. Deci, nu să ieșim, că nu merge. Acum să ieșim altă mașină. Asta cu cele mai performante mașini care le am. Mă gândeam să o încercăm acum pe aceasta. Dar nu pot să pot. Asta cred că pot să iau. Să vedem ce viteză. Vedeți cum arată.
pentru a ataca lumea. Zici că e de BMW. Cred că am 100 și ceva la oră acum. Da. Am prins ceva. Haideți să vedem și cealaltă mașină tot ca asta este, dacă ați văzut-o. Asta. Acesta nu știu cât prinde, dar sunt curios că prinde la urmă. Da, aceeași mașină. A, bă, nu e aceeași. Să vedem și la asta cât prinde la oră. Cred că am fix 80 la oră. Cred că am 100 la oră. Aceasta este o mașină modernă. Dar cu asta nu poți prinzi viteză. Nu, dacă ești un conducător nu te bușești. Mașina asta nu-mi place. O să încheiem cu BMW-ul.